Bună ziua! Bună ziua! Vă salut! Bine v-am găsit! Să trăiți! Cum vă numiți? Dan Moldovan. Din? Cum se numește satul? Sau... Eu aparțin de Mureșeni, Bârgărului, tu stai și ai Colibiță, zona Colibiță. Zona Colibița. De la ce vine numele Colibița? La lac? Dar a fost satul Colibița. Satul Colibița? Satul Colibița și s-a spart, acolo aici a fost satul lac. A fost sat și... A, e un sat sub apă? O fost sat, dar s-a spart și s-a făcut lacul ăsta de acumulare. Uh-huh. A fost sat și zice că pe timpuri forma colibi. Și aia a zis Colibița. Colibi, cum își făceau țăranii, da, colibi, așa mai demult și vineau și lucrau vara aici, nu? Da, vineau și făceau vara. Vineau la fân și apoi și făceau colibi, așa, colibi, niște colibi mici așa de stat. Și apoi acolo zice că a venit satul Colibița și s-a spart. Și l-a dat la oameni, l-a dat alt teren, în alte zone. Și apoi și-a făcut lacul ăsta. Ce efectiv de oi aveți? 250. Ce suprafață de teren dețineți pentru producerea furajului? Pe iarnă, la animale. Produceți furaj în zonă sau numai nutrețuri? Numai fân. Numai fân. Furajul cumpărați? Da. E zona de munte aici și nu cred că se face sau... Da, zona defavorizată aici. Defavorizată. Da. Și și porci, mistreți și... Porci și un lup îmbrăcat... În plan zona aici atât și mi-a luat un berbec, mi-a omorât. Mi-a intrat într-o noapte în staur. Așa l-am vecinat ieri, eu mort un câine. Ieri? Da. Așa de bine umble lupții. Ce animale de pradă sunt aici? Acum vă întreb. Lupții, nu. Lupții. Și urși? Și urși, dar ursul nu prea, nu e așa agresiv. Nu prea, ăștia nu prea, n-am dat de urși. Am văzut urmă mare numai pe munte când o nins, dar lupa pe lupul e periculos. Mm-hmm. Și spuneți sunt ceva povești, nu știu, cu lupți, dacă ați avut pagube mari. Nu, la, aici la un vecin am murit anul de vreo 2 ani, vreo 40 de oi. 40 de oi? 40 și ceva de oi, cred că. Da, da. Înseamnă că a fost o haită mare sau? Nu știu, să știi, mi-a fost 1, 2, nu știu nimic cât a fost. Cu câinii cum stați? Ce câini dețineți? Ce rasă de câini? Da, și carpatini, și de-astea centrali, la Moncangal. Nu i-ați adus pe toți cu dumneavoastră? Aici sunt mai patru, doi de astea centrală, aia e Kangal. Ia uite Kangalul. Uh-huh. Așa mai am un acasă. Și la e Bucovina unul. L-am văzut. Kangalul cum vi se pare? Bun, bun. E bun? Bun. Carpatinul? Sunteți mulțumit de el? Da, trebuie să fie bun. Ăștia merg bine la lup. Ăsta nu merge numai la urs, merge bine. El merge la urs? La lup nu e așa garantat. Care e suprafața pe care o pășunați dumneavoastră cu oile? Da, nu știu, că tătaie și atât am cumpărat, cumpăr de la oameni. Cumpărați sau concesionați? Cumpărăm de la oameni. Nu mai lucră oamenii terenurile? Nu mai lucră terenurile și apoi le dau așa la pășună, că dacă n-ar naște eu cu oile și atât ar fi împădurit, ar fi pus pe aici. N-ar mai fi niciun om. Nu mai fac fân, nu mai le mete nimica. Ce rasă de oi dețineți dumneavoastră? Da, am și băle și breză și țurcană, brează, bălă. Acum vreau să le fac breză. Breză? Da. Care ar merge cel mai bine pe, în zona în care stați dumneavoastră? Am încercat și cu bălă și cu breză, să vedem. Și de care ați fost cel mai mulțumit? De breză. De breză? Da. Sunt bune de lapte? Da, da. Sunteți mulțumit? Cum sunteți ajutat de stat prin politica aplicată? Nu prea. De ce? Ce ați vrea să schimbați? Păi, să se schimbe pentru mult, dumneavoastră? Câte note să schimbe? Sunteți ajutat de autoritățile locale să vă dezvoltați? Sau ce piedici întâmpinați în acest sens? De așa era destule. Vezi multe? Da, cu banul-i pășunie, banul dau pășunie, banul câte nu. Și autoritățile vă ajută? Adică mai greu cu ei. Cu ce se ajute? Dumneavoastră sunteți singur cu puterile dumneavoastră. Atât. Și cu bunul Dumnezeu. Atât.
Hai, zic dacă o și fetiță. Hai, că o și hai. Dumneavoastră, după părerea dumneavoastră, care e numărul optim de câini care a trăit ținuți la o turmă de oi? Dumneavoastră a spus că în fiecare noapte vin luptii. Aici e plin de lupămânță ăștia. Nu trebuie mult, nu să fie bun. Nu trebuie pe mulți. Nu trebuie pe mulți. 3-4 câini buni. Și a spus că vă vizitează des luptii. De acum, într-una. Și iarna vă vizitează mai des când e zăpadă? Da, se umblă și iarna. Acum, azi vara nu a fost, dar acum, adică nu cumpăr toile mai repede, acum fac mirare. Fac scandal, adică... Fac, vin și intră în ușul, mi-a luat un berbeșe și mi-a intrat într-o noapte în staur. Aici l-am un vecin, am urmat un câine, a murit un câine, o capră i-a luat. Cineva vă despăgubește că vă face pagube lupul. Dar cine se despăgubește? Nu știu, fondul forester sau cine? Fondul de vânătoare? Statul. Încă aici ar mai trebui reglementată situația asta. Pe vremea orice și scuz, da, te duceai și plăteai de băgă la ea, da, dar și-o dădeai bani pentru, dacă străca lupul. Pe vremea lui Ceaușescu? Da, cum. Le băgai la ADA și îți dai bani dacă străca lupul, oie. 2, 3, 4, 10, nu am murit toată când era părinții nici, când eram mic. Vreo 20, s-a dus și eu spăgubit statul cum. Am mult mai dă nimeni nimic, așa mai de. Bă, e bună. Cum am mai zis și repetăm, sunteți singur, numai dumneavoastră cu cel de sus. Atâta. Bine că aveți câinii buni. Și știu de hiară, știu de lup. Aici, asta e baza. Câini, că dacă n-ai avea câini, ce faci? Aici vă obligă să pune jujeu la gât, la câini, ai lemn. Prin pădure, dar aici pe poiană mea. Adică ar fi obligat, nu știu, dar... Și după dumneavoastră, care e rolul lui? Spuneți că multă lume ce? Nu știe rolul jujeului. Păi să nu poată fugi după șerpi, după căpriori, după este. Și să-l vadă vânătorul că-i câine ciobănesc. Da. Ai nu, că ți-e frică să mergi cu ele prin pădure. E lup. Poate stă într-o râpă sau undeva și m-au prins-o și o ține jos. Ce o ține cu mine jos? E cum vine cu mine uliu găina și dus. Dar ați văzut dumneavoastră lupi? Păi cum dacă o trecut de atunci, chiar când a intrat în staură, la 10 metri a trecut înaintea mea. Și nu a fost deranjat că v-a văzut pe dumneavoastră? Păi da, dacă o sărit în staură, că nu meream omorăuile. Cum? Că de obicei când vede un om sau ceva, lupul fuge. Păi fuge, dar o bucată a intrat în staură. Și când am mers, eu sărit la 10, mi s-a dus ca la 30 de metri, s-a stat, s-a întors, s-a uitat la mine. Cum vi se pare așa un lup? E mare? E mai mare decât un câine de-a dumneavoastră? O, așa, e ca cât aia de... Cât cangalul? Cât cangalul. Mai lung și mai gros. V-a afectat cumva pandemia la vânzarea amneilor și a brânzei? Nu. Nu s-au simțit? Aici nu. Și pe viitor ce planuri aveți? Continuați cu creșterea oilor? Păi ce să ușim aici în zona asta? Aveți și vaci? Da, am și două vaci. Și doi cai. Cu ce vă gospodăriți? Cu ce lucrați pământul? Și vă faceți nutrețul la animale? Aveți ceva mecanizat sau? Da, cosătoare și ogribătoare. Manuală, nu de asta, și cu corni. Da? Da. Cu tractorul nu puteți pe aici, că vă îmburdați. Și da, nu prea este terenul de tractor aici. Rar unii sunt drepte. Pe toate pențele, pe toate râpcile. Și brânza unde o vindeți? Pe aici, pe la cabanele astea. Dumneavoastră provizionați pe la cabane, pe aici, pe la Colibița? Vin,
înclin și întreabă, tatăl de te să vadă voi, să vadă tradiții. Și de aceea apoi vin și cumpără brânză. Și apoi nu sunt mamele, că am și de-a omilor vară. Aveam mai adunați, 10, 2, 15, 20. Trebuie da și la 1000 brânză. Deci nu vin, dumneavoastră le face și brânză și la oameni? Da, nu, da. Nu vin ei să-și nu, o facă? Nu, nu mă vin, aduc alimente și le dai brânză. Caprile deja s-au săturat. Caprile nu mai pugea dracu. Vă poartă oile, vă încurcă? Cu oamenii, cum îi? Aveți ciobani? Găsiți? E greu de găsit? Da, nu găsesc nici om. Eu am luat tăvara după el și am făcut și fânt. Nu găsește om, domnii ferești. Vara umblă luptii? Azi vara nu prea umblat. S-au dus, cred că s-au dus la munți, cum a fost dus să uite la munți. Și apoi, după ce cobor toilegi la munți, în vale, pe cobor și ei. Acum umblă tare. Dar azi vara nu. S-o duc și la munt, s-o duc după ui. Și apoi după ce-o coborți oi în vale din munt, apoi o trași în vale. Dar unde se duc oile de aici, din zona? Pe ce munți? Păi pe munții de tot munții, tot ui. Am unul încetă de că stau munții la hotar, nu mai mărg oile nici la munții. Am văzut că aveți cățele. Două cățele. Trei cățele. Sunt mai harnice? Mai atente. Sunt mai atente. Hai tu. Cum se numește toporișca asta din mâna de la noastră? Păi, toporel, din partea voi. Toporel? Da. Și vă ajută, doamne ferge, vină ceva, păi animal da. Sălbatic. Păi și la animal sălbatic, dar mergi înaintea urilor, găsești, nu poți trece de un ceva, îl tași, curăț înaintea urilor mai.
Nu, că e destul de mare, are toporișcă mare. Vă puteți răzma și în el. În loc de botă. În loc de botă. E mai util și mai practic. Dacă... Cum ați spus dumneavoastră, dacă mai răspundeva, măcar vă mai ajută, mai tăieți. Păi da, prin pădure câte obstacole nu găsești. Trebuie, dai de un vârf, nu poți trece oile astea, curăț și... Așa e. Că să tai cu cuțit nu poți.